În urma etapei cu numărul 20 a Diviziei Naționale, Sheriff Tiraspol, Dacia Chișinău și Dinamo Auto au cu câte 3 puncte mai mult în clasamentul Diviziei Naționale. Sheriff s-a impus la limită în fața formației din Hâncești, Petrocub, cu 1-0. Singurul gol al partidei a fost înscris din penalti de către Subotici în minutul 26. A doua repriză nu a adus schimbări pe tabela de marcaj, așa că fluierul final al arbitrului a consemnat scorul de 1-0 în favoarea tiraspolenilor. Dacia s-a impus cu 3-0 în fața studenților de la Academia. Vedeta lupilor galbeni a fost Zaginailov, care a marcat toate golurile în această partidă. Scorul a fost deschis în minutul 11 printr-o lovitură de cap a acestuia. În minutul 37, Zaginailov a mărit diferența la 2-0 în favoarea echipei sale. La finalul primei reprize, Academia a avut șansa de a marca din penalti, dar Suvorov ratează direcționând mingea pe lângă poartă. Cel de-al treilea gol și ultimul din această partidă a fost înscris în poarta studenților în minutul 83 printr-un șut al aceluiași Zaginailov. Meciul s-a jucat pe terenul Academiei și pentru prima dată a fost arbitrat de o femeie. O altă partidă a adus o victorie lui Dinamo Auto în disputa pe teren propriu cu Speranța Nisporeni. Scorul a fost deschis de gazde prin Vladislav Ivanov, care a reușit să împingă mingea în poarta adversă în minutul 15. Oaspeții au avut multe ocazii de a marca, dar au egalat abia la finalul primei reprize prin Sergiu Plătică. În minutul imediat următor, automobiliștii se desprinde pe tabelă prin golul lui Bugneac, care a stabilit rezultatul final de 2-1. În urma partidelor, Dacia se menține lider cu 49 de puncte, urmată de Sheriff cu 46 de puncte. Dinamo Auto ocupă poziția 4-a în clasamentul Diviziei Naționale cu 29 de puncte.